În cadrul programului Hercule 3, pregătire împotriva fraudei, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost beneficiarul unei finanțări din partea OLAF pentru proiectul RAISA. Scopul este creșterea conștientizării și îmbunătățirea metodelor de lucru ale actorilor implicați în lupta împotriva fraudei cu achiziții intracomunitare care afectează bugetul Uniunii Europene. Perioada de implementare inițială a fost de 14 luni, însă ca urmare a măsurilor instituite la nivel național și european în contextul prevenirii și combaterii pandemiei cu SARS-CoV-2, aceasta a fost extinsă cu 12 luni, astfel că activitățile propuse s-au desfășurat pe parcursul a 26 de luni. Obiectivul general al proiectului RAISA a fost îmbunătățirea metodelor și tehnicilor de investigare, precum și a cunoștințelor lucrătorilor implicați în lupta împotriva fraudei cu achiziții intracomunitare în România, Ungaria și Bulgaria. Grupul Ținta a fost reprezentat de cei 270 de polițiști, inspectori vamali și fiscali, polițiști de frontieră și transporturi cu atribuții în domeniul achizițiilor intracomunitare, reprezentanții Ministerului Public, experți ai Departamentului pentru lupta antifraudă, dar și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ANAF, cu privire la care s-a urmărit dobândirea unei expertize îmbunătățite în domeniul abordat. Dintre aceștia, 220 au fost din România, 30 din Bulgaria și 20 din Ungaria.